Domnule președinte, discutăm și despre certificatul verde european. Ce trebuie să știe românii despre acest certificat? Care sunt ultimele detalii stabilite la Bruxelles? Aș spune nimic nou sub soare. Pentru cei care au lucrat în străinătate, spre exemplu, care nu mă refer la Europa, știu foarte bine că la nivel internațional există reglementări care înființează certificatul de vaccinare. Spre exemplu, sunt țări în care nu te poți duce fără să ai vaccinul antiholeric. Sunt țări în care nu te poți duce fără să ai vaccinul antifebră galbenă. Sunt țări în care nu te poți duce dacă n-ai vaccinul antitetanos. Eu am fost marinar. În cei 12 ani, lângă carnetul de marinar, exista carnetul de vaccinări în care erau înșirate toate vaccinurile pe care eram obligat să le am în vigoare, adică vaccinuri valabile. Acest carnet galben, carnet de vaccinare, există și este reglementat de Organizația Mondială a Sănătății de 40 de ani. Deci nimic nou sub soare. M-am vaccinat, mi se trece într-un document vaccinul pe care l-am. Acum, fiind vorba de situația de pandemie, aici va trebui să lucrăm cu oarecare corectitudine și față de cei care nu-și fac vaccinul, pentru că spre deosebire de vaccinurile despre care vă vorbeam, acest vaccin nu este obligatoriu, vaccinul anticovid. Și atunci, oamenii au două sau trei opțiuni. Prima opțiune să se vaccineze și atunci are acest certificat, care nu e o noutate, repet. A doua opțiune este să nu se vaccineze, dar să facă un test PCR, spre exemplu pentru plecare cu familia în vacanță. Ca să pleci în vacanță cu doi copii, ar trebui să fie 4 teste PCR, ceea ce înseamnă 4-500 de euro pentru toată familia. Asta poate semăna discriminare, pentru ca un cetățean să plece în vacanță trebuie să dea cu 500 de euro mai mult decât unul care e vaccinat. Și atunci, corect este ca testele PCR care se fac pentru plecare în vacanță să fie gratuite. Să le suporte statul, la fel cum statul suportă cheltuielile de vaccinare și de emitere a certificatului verde pentru cei care s-au vaccinat. Deci, sau un test antigen pentru cei care au făcut boala. Acest test trebuie suportat de stat, trebuie să fie gratuite. Eu am avut o intervenție foarte bine apreciată în acest sens în Parlamentul European, acum 2 săptămâni, și sincer cred că se va face ceva la nivel european în acest sens. Adică statele vor plăti pentru... Sau va face Uniunea, Comisia Europeană, o achiziție masivă, o va distribui către statele membre. La rândul, aici trebuie văzut aranjamentul, dacă statele membre vor întoarce banii către Comisia Europeană sau nu. Dar cred că se va face ceva în acest sens, pentru ca cetățeanul să nu mai plătească în mod direct, măcar pentru vacanță, testele PCR.